Vlogul ăsta este doar despre probleme pe care le-am întâmpinat în ultimele zile aici, în Bosnia. Înainte să vă enumerez toate belelele, hai să vă arăt casa, că mi-am dat seama că nu v-am arătat. Asta e bucătăria care mi-aduce aminte de vechile apartamente românești. Ia uite, cu masa aici, acolo. Asta e living-ul și noi am desfăcut canapeaua asta, am deschis-o, se face pat, ca să ne putem uita la televizor. Mișto că e zonă verde așa pe aici. Și aici e dormitorul. Bună, Ralu! Hello! Aici e dormitorul. Și bineînțeles că avem și baie. Am dat 30 de euro pe zi, 10 zile în Sarajevo la 2000 de centru. Eu zic că e bine. Hai să vă povestesc. Prima problemă, și asta e cea mai importantă și v-am spus că de aia trebuie să stăm în Bosnia atâta timp, mi s-a rupt cardul. Știți că noi călătorim de când e lumea cu cardul de la N26 pentru că băncile tradiționale te rup în comisioane când călătorești în afară de zona euro sau chestii de astea și ni s-a rupt și ei livrează doar în Uniunea Europeană. Așa că am găsit o soluție și mi-a venit cardul ăsta în doar 3 zile. Probabil deja îl cunoașteți. Cardul Curve, care practic, cum se zice, emulează cardul meu, nu știu, există cuvântul ăla. Adică acum cardul meu de N26 e băgat aici prin aplicație și sunt curios să văd dacă funcționează, nu l-am încercat și sunt curios ce schimb valutar are, pentru că acum se aplică schimbul valutar Curve și vreau să văd. Asta e una. Mi-am pus cardul meu de N26 și practic îl folosesc ca și cum ar fi celălalt card și am văzut că îmi dau și o grămadă de reduceri din astea la, uite, la Booking, 4% înapoi, ceea ce pentru noi e țiplă. Sper să-mi rezolv problema. Aveți link în descriere către cardul Curve, care e gratuit și vă ajunge acasă în câteva zile. Îl descărcați dacă vedeți că funcționează în acest vlog, pentru că nu sunt încă sigur și când îl primiți, chiar dacă cumpărați ceva de 2 cinți, vă dau 5 lire cadou și de ce să fim ipocriți, ne dau 5 lire și nouă. Da, uite așa faci 5 lire pe moca. Practic îți pui cardul tău în asta de Curve, îl folosești, cheltui 1 euro, primești 5. Deci e combinație. E interesant că așa și din motive de securitate e foarte bine când călătorești, decât să umbli cu tot portofelul la tine, cu toate cardurile, ți le pui pe toate acolo în aplicație, alegi tu care să funcționeze și ai doar un card. Dacă îl pierzi sau ți-l fură, le ai pe celelalte acasă și pe ăsta îl blochezi. Aia e o idee bună. Altă problemă, dar asta se rezolvă ușor. Mi s-a desumflat roata la Fiat. Bine, nici n-am mișcat-o de vreo 3-4 zile. Poate e de la căldură. Dar asta se rezolvă ușor. Cea mai importantă și cea mai gravă, cine n-a văzut-o până acum, e pentru că n-a vrut. Ieri am dat de cel mai prost frizer din istoria omenirii. M-am întors în toate ghenele prin lumea asta cu 2 euro. Ralu, ia aici să mă fac de râs, să vadă toată lumea. Ia, camera. Așa. Se vede? Nu, deci trebuie să controlăm. Deci uitați-vă ce a putut să-mi facă omul ăla în cap și gândiți-vă că asta e a doua tunsoare, pentru că pentru prima oară în viața mea, deși sunt un băiat super simțit la chestiile astea, de multe ori prost, pentru că m-am așezat acolo, bă, și a venit să mă tunde un copil care avea maxim 12 ani, frate, și am zis, bă, bine, hai să am încredere. M-am făcut varză aici, pare cât de cât ok, că l-am eu ciufulit așa, deci după aia m-am ridicat eu pe scaun și am chemat pe șeful de acolo și am zis, prietene, vină și repară ce a făcut ăsta și după reparații tot arăt așa. Deci în viața mea n-am văzut un om care să nu știe să țină nici măcar foarfeca în mână și acum astăzi, acum mergem să mâncăm. Mergem să mâncăm niște cevapi din ăsta, cevapci din ăsta bosnian, că am mâncat într-un loc în centru, foarte ieftin și foarte bun, vă arăt și vouă. Și dacă găsesc un barbershop adevărat, mă duc și spun să-l facă mai scurt, să-l repare, să-i facă ceva. Deci nu mi-a venit să cred, nu mi-a venit să cred ce a putut să facă copilul ăla. Deci el când a pus oglinda, băi, sunt locuri unde n-am păr deloc, locuri unde am puțin mai mult păr, locuri unde practic n-a tuns și după aia a venit ăla să repare și tot arată așa. Jalnic, frate, jalnic. Cea mai urâtă clădire din Sarajevo, după spusele oamenilor, mie nu mi se pare de nașpa. Voiau să o facă pentru că când au construit-o chiar după Iugoslavia și după clădirile alea gri și comunism, au zis ei, hai să facem ceva modern, cu culori din astea și toată lumea zice că e foarte, foarte oribil. Mie nu mi se pare nașpa rău. Dacă te uiți de pe partea cealaltă, se vede ca două capete, cum ar veni, de la jocurile astea Lego. Mie nu mi se pare... Ah, acolo sus. Da. Mie nu mi se pare de nașpa. Intrăm după înăuntru să-l vedem și pe interior. Dacă... Acum suntem în interiorul clădirii. Bă, e ciudățică, da, cu culorile astea, dar nu poți să zici neapărat că e urât. Au vrut oamenii să fie și ei moderni pentru vremea aceea și a ieșit clădirea asta, care e foarte aproape de centru. Centrul e exact acolo peste drum și la un moment dat voiau să o dărâme, frate. Uite, avem o clinică aici și mie. Mai că mi s-a terminat și netul, trebuie să-mi iau altă cartelă. Pentru a mânca bine și ieftin în orice țară, te iei după unde mănâncă localnicii. Și așa am ajuns aici de la trecută, dar stai să vedem unde ne așezăm, că aici e. La Zeljul ăsta. Man, full. Man, ieri nu era așa. Ca să vă faceți o idee cât de bine se mănâncă aici, gândiți-vă că tot ce vedeți în partea aia e alt restaurant și se așează acolo, cer băutură acolo și mâncare la ăștia să mănânce, frate. Pentru că noi ieri am mâncat amândoi cu 5 euro aici și am mai mâncat ceva cici din asta prin toate țările balcanice, dar ca aici, nicăieri. Sunt ca micii la noi, numai ăștia sunt foarte, foarte, foarte buni și foarte ieri. Caimac și cu ceapă într-o chiflă așa foarte. Sunt cu altcineva la masă. Aceeași metodă și la noi. Ne-am așezat la masa de lângă, cu o doamnă foarte gingașă lângă noi și cerem mâncarea la ei și băutura la ăștia, ca să facă vânzarea amândoi. Deci, uitați-vă ce e acolo, frate. Da, e bestial. Uitați-vă puțin la caimacul ăsta. Și chestia asta costă 2,50 euro. Super bună mâncarea și uitați cât de bine le merge, încât aici au deschis Zeljul 2 și ăsta e full. E aceeași locație, practic. Maica! Da, e așa nebună magnet. Altă chestie care a ieșit pe dos, Tito, liderul Iugoslaviei, avea un bunker secret nuclear, pe care l-au descoperit după mulți ani, care a costat 44 de miliarde de dolari, dacă nu mă înșel, pe vremea aia. Deci imaginați-vă acum. Și se spune că nu a fost nicio zi în care să nu fi murit cineva lucrând la acel bunker. Ei bine, am luat legătura cu oamenii aia, pentru că încă e din asta, aparține de armată cumva, e militarizată zona. Și am luat legătura cu aia și le-am spus, bă, vreau să vin să filmez acolo, să fac un video, să-l arăt și la oamenii mei. Da, sigur, vino, vino, hai să vedem dacă organizăm cumva să vă facem un tur privat. După ce am așteptat încă vreo săptămână să-mi răspundă, îmi zice, bă, îmi pare rău, nu se poate face tur privat, dar vino marți, mi se pare că a fost la ora 2 și faci parte din alt grup și filmezi acolo. Zic, perfect, deci am permis, mergem, filmăm un vlog super mișto. Treaba e că locația asta e la aproape 2 ore de Sarajevo, 2 ore dus, 2 ore întors. Deci sunt 4 ore, benzină, bla bla bla, bla bla bla, drumurile prin Balcan, știți cum sunt. Ha? Timpul mai ales. Ajungem acolo și dăm de o tipă care ne spune că nu se poate filma. În condițiile în care eu am vorbit cu ei, cu oamenii de acolo, am luat numărul de pe Google, i-am sunat, am vorbit cu ei, uitați aici câta conversația este. Ajungem acolo și îmi spune o tipă că nu putem nici măcar să facem o poză. Comportament balcanic 100%, tipul aia că nu, pe mine nu mi-a spus nimeni. Ea în condițiile în care era ghid, adică nu avea cumva vreo putere de decizie oficială, dar a avut-o în momentul ăla pentru că era doar ea acolo. Îl sun pe ăsta, îi spun, bă, am venit, auzi, când ne poate noi să filmăm. Noi ce-am vorbit, nu știu ce, o sună ăla pe ea, nu, că eu nu am, că nu se poate, că nu se poate filma în condițiile care sunt 10.000 de vloguri de acolo. Și s-a încăpățânat, s-au certat între ei și până la urmă femeia sub nicio formă nu a vrut să ne lase să intrăm. După aia mi-a zis, puteți să intrați, dar lăsați camera aici. Și am arătat video-uri pe internet, mă, toată lumea filmează, te-a sunat șeful tău care deține chestia asta și s-a spus că poți să filmezi. Și ea, pentru orgoliu ei, a insistat că nu și nu. Și vedeți că locul ăla e super pierdut, am mers pe niște drumuri super nașpa, am ajuns pe cealaltă parte primul an unde te duce GPS-ul, unde e zonă militarizată, a ieșit acolo un soldat, ne-a zis să ne întoarcem, am mers, am stat pe la bariere să poți intra, că nu pot intra nu știu câte mașini, îți dați seama, restricții în astea de zone militarizate și am făcut 2 ore dus, 2 ore întors, taxă de drum, benzină, timp degeaba și nu ne-a lăsat să filmăm, condiții care ne organizasem în așa fel încât marți să avem totul, să avem totul liber pentru a face vlogul ăla. Deci, temelie și cu asta. Au ieșit pe dos lucrurile în ultima perioadă scurtă, 3-4 zile. Dar nu-i nimic. Hai să vedem ce mai găsim prin orașul ăsta superb, care mă pasionează pe zi ce trece tot mai mult. In the city, I was raised on its edges. My pop worked his life on its complex. I found love in its center. If I could live here forever, think it'd be for the better. I love the weather, even though it's fog 24. Pentru prima oară au fost mai sinceri în zona mega turistică a orașului decât în celălalt oraș. De ce nu mi-am mai luat cartelă din aia de 20 de giga, pentru că sunt super scumpe. Eu mi-am luat cartelă din asta de 4 zile prima oară, pentru că am zis, bă, mi-au două cartele de 4 zile, că oricum mă costă mai puțin. Și prima zi mi-a luat 10 mărci pe ea. Și acum în centru mi-am luat 4 mărci. Eu am văzut că scria 4 mărci și prima oară, dar am zis pot fi 4 mărci, creditul plus 6 cartela, nu știu. Și mi-am cumpărat aceeași cartelă prima oară cu 10 mărci, acum cu 4. Pățești. Bă, și la magazinul oficial ăla, ce mi-au dat seama? Sfat de călătorie dacă veniți în Bosnia. Când mergi să-ți cumperi cartela și de la ea oficial, e 21 de euro, 30 de giga, pe o lună întreagă. Asta e cam singura opțiune disponibilă. În schimb, sunt cartelele astea turistice la chioșcuri, ca asta pe care am luat-o eu acum, care costă 2 euro, deși prima pe mine m-a costat 5 că mi-a luat țeapă, dar în principiu costă 2 euro pentru 5 zile, 15 giga. Deci mai bine ții 5 din alea, cu 10 euro ai 25 de zile. Așa să faceți. Uitați ce piață faină am găsit aici. Piața Marcale. Ah, e doar... Mamă, e numai de fructe, ești nebun. Piața de fructe? Luăm ceva să cărăm după noi sau... Dar piața asta are și o poveste foarte tristă. Numai să văd unde... Să văd unde e. Aici a avut loc cel mai mare dezastru, adică cele mai multe victime civile, când cineva a aruncat o grenadă aici, vedeți, trandafirul. Și încă e aici asta original, uitați-vă și voi. Aici au murit cei mai mulți oameni nevinovați în piața asta când s-a aruncat grenada asta. Și au lăsat-o așa ca amintire. Mi se pare incredibil că ăla încă e acolo și nu l-a scos nimeni. This is the original? No? Improvisation. Ah, improvisation. This place, yes, but afterward. Covered. Yes. Uh-huh. Okay. Thank you very much. Yes, yes. Thank you. No, eu citisem că e originalul. Acum domnul ăla care vindea roșii lângă ea a zis că nu, că e improvizație. Indiferent, mulți oameni și-au pierdut viața în piața asta, venind pur și simplu la cumpărături, într-o zi când n-ar fi trebuit să fie aici. Șederea noastră în Bosnia se apropie de sfârșit, mai avem de vizitat hotelul ăla de război, unde o să fac un interviu cu oamenii care au lucrat acolo, iar apoi ne îndreptăm către Croația, sperând că încă mai prindem vreme bună. Și de câteva zile o tot lungesc să mă duc să-mi cumpăr și eu niște pantaloni scurți de plajă și o cămașă, că vreau să fiu și eu domn. Și o să mergem la mall și așa probăm și cardul ăsta, să vedem dacă chiar funcționează și ce schimb are. Eu mi-am făcut ăla cu 9 euro pe lună, ai opțiunea gratuită, eu mi-am făcut ăla black pentru că nu vreau să am limite, pentru că o să-l folosesc foarte mult și cheltuiesc mulți bani, din păcate. Și are și asigurarea de călătorie, dar nu neapărat de sănătate, ci de zboruri anulate, delay la bagaje și chestii de alea. Deci, orice asigurare de călătorie în plus e binevenită. Ralu e fericită că mi-a venit cardul ăsta nou, pentru că așa nu mai folosesc cardul ei, așa, iubita? Nu mai trebuie să mă întreții. Băi, îmi cumperi acum chestii? Păi până acum nu ți-am cumpărat? L-am cumpărat cu cardul tău? Da, acum am cumpărat cu al tău. Nu? Abia așteptat să-mi ajungă cardul. Man. Ce căcate e AC-ul ăsta, mă, frate? AC? Ești nebun la cap? Ia? S de la Super Big. Hello. Abia aștept să ajungem în Croația să vedeți ce cămașă și-a luat băiatul. Ești nebun? Zici că plec în Cuba, nu în Croația. Hai să vedem și noi timp ce zice. Ia. 20 de minute. Ok. No conversion. No conversion. Hai să vedem. Da, merge. Am scos 20 de mărci din astea. 20 de mărci ar fi 10 euro și 23 de cenți. Deși cursul ăsta valutar, ăsta e la oficial pe care nu ți-l dă nimeni. 10,37. Bă, nu-i rău deloc. Ce mi-a luat? 10 cenți, cam așa. Nu-i rău deloc. Nu-i rău deloc. Și asta l-a scos, bă, mă gândesc că la plăți e mai puțin. Interesant. Vedeți, mi-a venit notificarea și pe N26, pe cardul care e băgat în Curve, adică cardul pe care îl imită Curve. Super tare. Deci am card. Raluca, am card din nou, mamă. Scoatem toți banii de pe el. La POS a fost 18,90 mărci și mi-au luat de pe card 9,80 euro. Hai să vedem cât ar trebui să fie. 9,66 și ei mi-au luat cât? 9,66. Mi-au luat 20 de cenți mai mult. Still decent. Din experiență vă spun că schimbul valutar e mai bun ca la Revolut și mai prost ca la N26. E cumva în mijloc așa. Dar asta are alte beneficii, că poate să fie mai multe carduri la un loc, pentru securitate, pentru mai multe chestii. E util. Și sunt 5 euro pe gratis. Și conform te apropii de 30 de ani, îți dai seama că tricourile pe mărimea ta nu se mai mulează pe pectoral sau pe biceps, se mulează pe burtă. Și începi să trebuie să ții deja o talie mai mare. Da. Wow, ce soare e, ca Fiat. Aia din față. Nu, acolo e plin de copii aici. Mamă, câtă halba de cafea mi-am adus ăștia, bă, băiatul. Așa, da, nu? Eee, ce cer frumos avem! Oh, ce fain se vede! M-a lăsat la cafenea acolo o oră, m-au dat aia afară, s-a dus. Dacă mi-a cumpărat eu un tricou, trebuia să-și cumpere și ea 4, că dacă nu, nu suntem întregi. Și șosete. Când am plecat de acasă, jur că nu era așa. Acum, nu se mai satură, nu se satură. Două zile, dar mai vreau să iau ceva. Când eram acasă era mai rău, că mergem o dată pe săptămână la shopping. Acum merg o dată pe lună. Și o dată pe lună, bă, băiatule, că eu am tricoul ăsta de când am plecat în 2019 din Spania, ești nebun la cap. Un lucru pe care nu-l suport în țara asta e că e plin de bicicliști, dar ei n-au din alea de bicicliști. Și mergi pe stradă, dai doi pași, ting, 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 ting. Și mai ales că acum, nu știu dacă mă claxonează să mă dau la o parte sau îmi claxonează părul ăsta de aici. Nu știu care e combinația acum. Dar nu, e disperare maxim, deci mă terorizează. Văzusem postarea aia că biciclistul e omul care distruge economia lumii, că nu se îmbolnăvește, nu plătește benzină, nu ducem mașina la mecanic, nu știu, erau o grămadă de chestii și nu produc nimic pentru societate. Bicicliștilor! Eu n-am mai văzut o primărie mai ciudată decât asta din Sarajevo în viața mea. Uitați-vă puțin. Zici că e castel, restaurant, așa arată. Uite un pic. Se vede foarte frumos în depărtare, dar e weird rău de tot. E de pe vremea Imperiului Austro-Ungar și prin 49 au cedat-o Bibliotecii Naționale. Apoi a fost bombardată masiv în timpul războiului și s-au pierdut foarte multe din cărți. Și acum e din nou primărie, din câte înțeleg, deci am citit pe panoul ăla. În acest loc, criminalii sârbi În noaptea dintre 25 și 26 august 1992 au dat foc librăriei Universității și librăriei din Bosnia. Peste 2 milioane de cărți, ziare și documente s-au evaporat în flăcări, au dispărut în flăcări. Nu uitați, țineți minte și fiți warn, avizați, nu știu, anunțați. Pentru fanii Casa de Papel, care deja au văzut sezonul 5, ați văzut că zice polițistul atunci când vor să intre peste ei cu armata și spune la bă, nu distrugeți acolo că e artă, nu știu ce, și el zice, dar ce crezi mă, că când armata a atacat Sarajevo s-au gândit cât de frumoasă era biblioteca și ce era înăuntru? Nu, e război! Deci, la asta se referea, pentru fanii Casa de Papel. Magazinile astea, frate. Mi-a zis cineva că nu sunt făcute din cupru, dar așa par. Okay. Toată strada asta. Man. Tu îți dai seama, eu mă gândesc numai dacă intri înăuntru, te împiedici și cazi, câtă gălăgie, câtă tinighea din asta, sau cum aici, cum se aude. Îți dai seama să ai așa ceva în casă și să vii beat noapte și să vrei să intri în șoaptă așa, să nu te aude nevasta și te împiedici și dai peste toate astea. Trezești tot blocul. Ce suveniruri au ăștia, frate. Tito. Acum ne plimbăm pe străzile astea din centru, dar pe astea mai puțin tranzitate. Chioșcuri și magazin, e peste magazin, e full de ele, plin, mă. Subvenii peste subvenii. Și ala Raluca a luat magnetos, sunt sugitul ăla pe care nu-l avem, dar noi ne luăm magnet tot timpul. Uite, restaurant. Mai e o chestie pe care am uitat să vă spun. V-am zis că Bosnia are ultima junglă a Europei. Ei bine, am vorbit cu o agenție să mergem să vizităm jungla. Și ce crezi? Anul ăsta au pus o regulă nouă, ca să intri trebuie să plătești 500 de euro de persoană și au decis să nu mai facă acele tururi pentru că nu merge nimeni, evident. Decizia în sine e excepțională pentru că dacă chiar e ultima Europei, trebuie protejată și așa o protejezi. Îi pui un preț enorm și nu mai merge lumea pentru că oamenii distrug pădurile. Dar trebuia să mergem și acolo și nici acolo n-am mai putut. Și dintr-o dată avem multe zile libere aici și nu mai știm ce să facem cu ele. M-am așezat aici la un restaurant unde am cerut, Ralu și-a cerut o salată de pui și eu mi-am cerut niște pierogi. Mai țineți minte, alea cred că sunt de prin Polonia. Și a durat vreo oră până le-a adus și arată cam așa. Și hai să le gustăm dacă tot au lucrat la ele. O oră i-a luat. Da? Încerc să fiu un om pozitiv și să nu mă mai enervez și să fiu cu minte și hai să vedem pierogii astea. Sunt cumva, adică știți ce sunt. Ca niște, nu știu, ca niște găluște umplute cu carne. Și sunt într-un sos ceva și are boia. Nu știu că sunt la cutură. Nu-s bune. Ce gust de apă au. Asta e, pățăști. Salata e bună? Are rucula în loc de salată. Oh. Asta e. Aș pare, nu veniți aici. Epicentru. Nasol. Și asta a fost. Deci, dragilor, dacă vrei să faci din 6-9, comandați cardul Curve cu linkul în descriere, mergeți să vă cumpărați o cafea de 1 euro, o beți în cinstea noastră și primiți 5 lire înapoi și noi alte 5 și aveți un card care de fapt e un portofel, practic, în care spui toate cardurile tale și umbli doar cu unul, dacă vă interesează. Și ne vedem din următorul vlog, nu știu de unde, dar găsim. V-am pupat, seară faină, ceau iubita, pa, pa, sper că de acum înainte să nu se mai sucească chestiile.